Salutare, dragilor, sunt eu, Emi, gazda voastră în această seară. Ciao, Emi. Vreau să vă urez două lucruri astăzi. În primul rând, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și în al doilea rând, bine ați revenit la Bad Jokes, sezonul 2, episodul 1 de data asta. Sezon nou, fețe noi, echipe noi, oameni noi. Din păcate, în dreapta mea e tot echipa formată din Cuza și Quick. În stânga mea sunt Liviu Teodorescu și Alina Eremia. Vom începe cu el tradițional, pietricică, forfecuță, hârtiuță. La și. 1, 2, 3, și. Încep Quick și Liviu. Ia începe. Știi de ce a murit cașcavalul? A fumat. Cum cu a fumat? Oh my god. Am mai scos un hit. Asta e toată gluma. Să ne prefacem că ne place. Știi ce zice o plapumă subțire către una groasă? La noapte sunt pătură. Teodorescu fute mult. Iar e toată gluma. Am aflat asta de la taică-miu. Știi ce zice un luptător de scrimă la doctor? Mă înțeapă la inimă. Wow. M-am făcut remarcat în La La Band. Aveam HIV. Un taximetrist a primit 5 stele rating. De ce am râs? Că era proastă, rău. Dar eu mai dau 5 stele rating. Schimb Quick. Ci că Oana Roman s-a înscris la Bravo ai Kill. Îl și câștigă. Știi cum se numește un om care preferă să stea în România? Rămân. Am piciorul atât de mare încât la 40 de zile după Paște sărbătoresc încălțarea Domnului. Schimb Liviu. Oare dacă dai jos un boschetar din tramvai, îl lași tot acasă? Unele femei poartă sutien. Altele poartă suspensor. Stai că la asta m-am prins greu. Știi cum se termină un roman polițist? A, gata, Cristi. Știi că eu reprezint o firmă de cosmetice, nu? Da. Evident că nu m-au văzut nemachiată. Mamă. Am fost să cumpăr parchet din Dedeman în Anglia. Așa. Și mi-au zis să plătesc cu PayPal. Atunci când eram grăsuță, eram o actriță foarte bună. Umpleam tot cadrul. Știi cum cântă un pianist obsedat sexual? Ah. Într-una. Scuza. Eram o grăsuță talentată. Acum am ajuns doar o cântăreață slabă. Și în câțiva ani cântăreața cheală. E foarte bun, așa. Știi cum se numește un rocker cu cercel în nas? Florin Piercing Junior. Da.
Atunci când eram grăsuță, aveam la mine mereu un colac de salvare, cu miere, nucă și susan. Schimb, Alina! Știi din ce band face parte Tyrion Lannister? Mărunt Five. Alo? Am înțeles. Am sunat vecinii să dau cu spray, că mi-a lăsat prăjit aici. Mi-a lăsat glumea proastă. Frizerul meu e un om atât răuvoitor cât și orb. Știi ce mănâncă țăranii la sapă? Prășituri. Sunt atât de înalt încât, din greșeală, mama mă mai îmbotobește de Crăciun. Știi ce cântă evrei? Șlagăre. Un schelet intră într-un bar. Acum vii, mă. Barman, o bere și un mop. Ne închipuim o integramă, un rebus. Care e copilul oii din trei? Mel. Gibson. Știi care e diferența dintre un cântăreț și un gunoier? Care? Gunoierul scapă lumea de căcaturi, cântărețul le livrează. Știi ce ceai preferă canibalii? Fruntea. Primul meu spectacol a fost unul cu greutate. Știi care e prima soluție de curățat făcută de olteni? Veniș? Olteni. În școala generală, când apăream pe terenul de fotbal, mă rog, de tenis ce se juca acolo, copiii strigau, vine mingea! Știi cum vin fiolele în care sunt picăturile pentru tratarea bolilor oftalmologice? Pline ochi. Când eram mică, eram atât de grăsuță încât mă îmbrăcam de la adulți. Da. Știi care e motto-ul actrițelor de filme porno? Muncim să avem ce băga în gură. Wow. Nu cred că mi-a ridicat-o la plasă. Pentru că eu am zis lui taică că dau la teatru și el mi-a zis că nu sunt panorama în familie. Știi ce sport preferă craiovenii? Mai tai. Apropo de olteni, știi cum e WC-ul la olteni? Nu. Format din 3 bețe. De unul te ții, într-unul spui pălăria și cu unul dai după câini. Eminescu și Bolintineanu erau la un concurs de alergat, erau la linia de start. A început concursul, la final Eminescu a depus contestație, căci că a fost furat la cronologiu. Okay. Știi cum se numește o fantomă boschetară? Cum? Răpciu Ghost. Știi ce zice un cocalar unui calculator? Ce faci, pisi? Știi ce se întâmplă dacă încalci o poruncă din Biblie? Ce? Rămân nouă. Știi cum se complimentează bolnavele de ciumă? Ce ciumoasă ești astăzi! E super ciumec! Ciumec! Mai aveți? Nu, eu nu mai am. Asta a fost. I am the one, the way your time, don't need a gun to get respect upon this.